Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul nu puteam să uităm noi de Moș Nicolae. Și am ales să facem emisiunea asta după ce trece, am vrut să vedem ce cadouri primiți. Poate nu tot timpul v-a adus ce v-ați dorit, dar sunt sigur că vă doriți mai mult. Vrem să vedem și ce vă doriți de sărbători. Copiii și-au pregătit oare ghetuțele? Au primit cadouri de la Moș Nicolae sau le-au adus o nuielușă, așa cum e obiceiul cei obraznici? Nu primesc nimic. Hai totuși să vedem cum v-ați petrecut voi ziua de Moș Nicolae. Bine, da. Ce-ați făcut? Pot la serviciu și acasă. Aha. Aha. Cu familia, împreună. Ca moș, așa. Ziua de Moș Nicolae, ce să zic, a fost cam săracă. Moșul a uitat să treacă pe la mine. Degeaba mi-am făcut papuce. Asta e, la anul. Trist. Testuța goală. N-a venit. N-am fost cu minte, n-am ascultat. Sper că să fie Moș Crăciun mai bogat și pentru Moș Nicolae. A fost lucrătorul copiilor. Un bun creștin. Pentru creștini. Și pentru toată lumea, să spunem așa. A ajutat oameni săraci și pentru a ajuta și-a dat chiar averea care au avut-o. A dat. La mine, familie, nimeni. Am avut un frate la Constanță, da. Păi, Sfântul Nicolae a fost un sfânt care și-a donat tot averea săracilor, din câte știu eu. Cine a fost? Un mare sfânt. Cred, asta cum se cheamă? Ortodox. Eu nimic, o vărguță, că am fost obraznic. Da? Să primesc. Am primit de toate. De toate din partea copiilor. Da, și eu la rândul meu am făcut și eu cadou la nepoț. Da, am primit, noi moșneagii nu mai ținem cont de asta. Tineretul. Nu prea mare, mai mare de Moșul Crăciun. Până la urmă, Moș Nicolae a venit de la Bruxelles pentru mine. Așa că a fost totuși Moș Nicolae mai târziu, dar... Cica, v-am spus că n-am primit nimic. Foarte serios vorbesc. Cred foarte mult. Am și eu un copil care crede foarte mult. Ei cred foarte mult, dar totuși trebuie educați. El din mici, din să prindă rădăcini, unii lucruri. Că creștinismul nu a dus decât cine crede, e o disciplină mare. Cine crede. Nu, că sunt mari. Nu mai cred. Nu mai decât. Pentru copii, Moș Nicolae o să vină în fiecare an și cu o nuielușă. Da, sigur că da. Eu am nepoți care la rândul lor și la rândul meu, mai bine spus, îi educ și le spun să creadă în Moș Nicolae și în Moș Crăciun, pentru că asta e o tradiție a noastră, poporului român, care trebuie să ne mândrim cu ea, în orice popor vă să aibă și în orice creștin, numai ortodoxi crede în așa ceva. Sănătate, bucurie, mai mult nimic. Sănătate, în primul rând, că asta valorează mai mult decât banii. Asta dacă este ce. Și la toată familia și la alții, la tot creștinii ăștia din țară, la toți ortodoxi. Sănătate, primul rând, și să nu se micșorează pensiile. Ce sănătate, altceva. De sărbători, în primul rând, sănătate. Și în al doilea rând, să-și aducă aminte politicienii și din noi că suntem oameni și avem și noi nevoile noastre. Și măcar drepturile salariale care au fost promise și câștigate în instanță să ne dea. Sănătate, în primul rând. Și copiii să-i am toți pe lângă casă. Că-s toți departe plecați, care mai departe. Și uite așa a trecut și Moș Nicolae. Dar n-a trecut degeaba, a trecut pe la noi, ne-a lăsat câte ceva înghetuțe și a plecat mai departe, pentru că are de dus multora cadouri. Și până la urmă, uite că am început luna cadourilor. Un moment foarte important în fiecare an și foarte, foarte așteptat. Vrem să primim cadouri și toată lumea vrea cadouri. Bineînțeles, dumneavoastră ce vă doriți cel mai mult? Sănătate, am auzit. Dar copiii, oare ce-și doresc?
multe, multe jucării. Și uite că începem oficial campania noastră de sărbători. Vă așteptăm să ne aduceți jucării. De ce jucării? Pentru că în apropierea sărbătorilor de iarnă, în apropierea Crăciunului mai exact, vom merge la un centru și le vom duce pe toate, le vom dona. De asta avem nevoie de ajutorul vostru. Fără voi ne-ar fi cam greu. E al treilea an când facem campania asta și de fiecare dată am adus multe, multe zâmbete. Vă așteptăm la sediul nostru, Simply Mind, să ne aduceți ce aveți pe acasă, o jucărie, poate copilul nostru s-a săturat de ea, nu-i mai place, vrea alta nouă, nu o aruncați. Vă rugăm să o aduceți la noi. La sediul Simply Mind, în spatele primăriei Suceava, pe strada Alexandru cel Bun, chiar la 50 de metri de primărie. Ne găsiți acolo, de la ora 10 până pe la 6 după amiază. Vă așteptăm cu mult, mult drag. Mai multe detalii despre campanie le găsiți și pe site-ul nostru, www.vbf.ro. Dacă vă vine vreo idee de emisiune, așteptăm un SMS la 0744 238 830. Pentru Bucovina TV, viața bate filmul Andrei. Ca să te simți bine în casa ta, ai nevoie de un mobilier de calitate. Îți dorești mobilă de lux? La noi iată de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul mobila lângă Bucovina vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei, Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Nunta, cel mai important eveniment din viața ta, merită o atenție deosebită. Simply Mind îți oferă 6 pachete atractive care îți vor asigura amintirile. La noi ai cele mai mici prețuri din oraș. Filmarea doar 900 de lei, fotografierea 400 de lei, peste 1000 de modele de invitații. Dacă după nuntă rămân doar amintirile, ai grijă să fie la cele mai înalte standarde. Simply Mind, cheamă-ne și pe noi la nunta ta. Ne găsești pe strada Alexandru cel Bun, pe dreapta la 100 de metri în spatele primăriei. Telefon 0744 238 830.